Într-o lume în care trendul fast fashion domină în vitrine și în garderobele consumatorilor, sustenabilitatea a devenit o necesitate, nu doar pentru conservarea mediului, ci și pentru etica și inovația în industrie. În acest context, reciclarea hainelor se prezintă ca o soluție esențială, transformând ceea ce odată era considerat deșeu în resurse valoroase pentru viitor. Studenții din anul 3 de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism de la Universitatea Politehnică Timișoara învață să folosească materiale reciclabile pentru a crea haine noi. Care este sursa de inspirație? Care e stilul? Stilul anilor 1900. Și ce anume ai vrut să preiei din acest stil? Ce anume regăsim în această imagine? Detaliile decorative a corsetului, rochilor din perioada respectivă. Și acest volum, nu? Da. Chiar dacă e ceva sau o materie care este opțională, această materie de design vestimentar, ei experimentează cu materialele. Ceea ce are o legătură directă cu amenajările de interior. Au fost perioade din istorie în care chiar au fost necesare aceste intervenții. De exemplu, perioada războaielor, în care nu se găseau materiale sau erau folosite exclusiv pentru necesarul armatelor. Și atunci, în acele momente, s-au reutilizat, s-au făcut din ceva vechi ceva nou. Cumva acesta este și trendul pe care vrem să-l punem în evidență cu acest exercițiu. Să putem lua materiale, dar materiale de calitate, pentru că majoritatea hainelor pe care le cumpărăm nu sunt de calitate și atunci 2-3 purtări și nu mai au ținuta din momentul cumpărării. Reciclarea hainelor nu doar că reduce semnificativ cantitatea de deșeuri, dar prin transformarea vechilor textile în noi produse, economisim energie, apă și resurse. Contribuim astfel la o lume mai verde și mai curată. Anul acesta tema lor este sustenabilitatea și atunci eu îi încurajez pe lângă ce folosesc din atelier, restul de materiale, să folosească și materiale reciclabile, ce au ei pe acasă, poate chiar și plastic, metal, tot felul de resturi, în funcție de conceptele pe care le au. Eu îi ajut să le aducă la viață. Ca și inspirație am ales stilul Art Deco, anul 1920 și, na, cumva, îmi place foarte mult ideea asta de a alege materiale, mărgele, na. Mătase. Acum încerc să fac un fel de pattern pentru bluza ce o să creez pentru manechin. Mai am după de a realiza și o fustă în straturi și încerc ușor să ajung la o ținută finală. Prin reciclarea materialelor textile, nu doar că dăm o nouă viață fibrelor, dar contribuim la un ciclu economic de care beneficiază întreaga planetă. Îmbrăcămintea reciclată înseamnă mai puține haine care ajung în gropile de gunoi. Ideea e, înainte de a ajunge la partea de aruncat, dacă sunt în stare bună, ideal ar fi contactate întâi asociațiile care se ocupă cu treaba asta și au în grijă familii defavorizate, adolescente, care s-ar bucura de hainele pe care noi sunt în stare perfectă, dar noi ne-am plictisit de ele. Și cumva le lungim foarte mult ciclul de viață, pentru că ele cu siguranță le vor purta mult mai mult decât le-am purtat noi și abia după aceea, după încă un ciclu de purtare, să ajungă practic deșeu textil. Ideea e să nu se termine la noi după primele purtări. Se estimează că producția textilă este responsabilă pentru aproximativ 20% din poluarea globală a apelor curate din cauza produselor de vopsire și finisare a țesăturilor. Industria modei produce 10% din toate emisiile de carbon ale omenirii și este al doilea mare consumator al rezervelor de apă din lume. În plus, până la 85% din textile ajung la gropile de gunoi anual.